FC Voluntar nu are antrenor, CFR Cluj dacă pleacă Dan Petrescu nu are antrenor, Sepsi nu are antrenor, Sabou a plecat de la Cluj, nu există un antrenor, cel puțin oficial până acum, nu sunt cam multe semne de întrebare, iar timpul este destul de scurt, mai ales că nici Leo Grozavu înțeleg că nu stă foarte bine, a cerut niște condiții. Sunt multe semne de întrebare, încă este timp, e adevărat, puțin, dar încă este timp pentru a găsi tehnicieni pentru echipele pe care le-ai menționat. O observație doar, n-a plecat de la Ocluj Neluțu Sabău, s-a dus mai jos un pic. A preluat echipa de Liga a treia cu obiectivul de a pregăti acolo jucători tineri și de a-i livra primei formații. Dar sunt foarte aproape totuși niște mutări. Adică Ilie Poenaru, din ce înțeleg, e aproape de Voluntari. El a mai fost la Voluntari. El îi promovează, da, dacă da. Nu mă înșel, da. Liviu Ciobotariu trebuia să semneze, trebuia să semneze și nu s-a mai întâmplat. Aici este o... S-ar putea să aibă o altă ofertă și să vină altcineva. Am auzit că oferta ar fi de afară, de undeva da. Din țările bogate. Da, e puțin timp, dar încă mai e. E o pierdere Ovidiu Sabău pentru Superliga? A fost un mare câștig când a venit și eu recunosc că nu am crezut. Undeva dintr-un studio de la colegii noștri acceptă, vine, nu-l mai vedeam în rolul ăsta și iată că reușește în spiritul ăla, pentru că Ovidiu Sabău e din spirit de acolo, iar Cluj este o echipă de spirit și puțini antrenori veniți de afară au reușit să rămână în joc, în primul rând față de tribună. Pentru că oamenii trebuie, dacă nu te iubesc, pot pune o presiune, tribuna, peluza, pot pune o presiune uluitoare. Uluitoare, iar Sabău a avut și rezultate. Și eu de asta n-am înțeles cum nu au luptat cei din conducere, nu știu, primarul, statuia lui Avram Iancu, să-l țină în continuare. Sau poate pur și simplu a venit și a spus nu, eu numai cred pentru că perioada el este asta, un timp e o mai dificil și de-a lungul timpului a mai luat niște decizii poate din astea împotriva curentului. Dovadă că n-a antrenat 10 ani, dovadă că întotdeauna și ca jucător și apoi ca antrenor, unde a fost deosebit, genial chiar ca jucător, a pus viața persoană și e normal să fie așa, înaintea, altor challenge-uri. Poate au existat solicitări pentru, în momentul în care ai salvat echipa, Cluj, la el un moment dat el era a vrut într-o... alt lot, cred. Eu da, cred că asta a fost. Cerut și cei care conduc clubul au spus nu putem să-ți onorăm acest cererile. Atunci mă duc la Liga 3, nu plec, dovadă, e un gest totuși de eleganță, nu s-a dus. Atunci mă duc și vă ajut așa. Încă un gest de eleganță. Exact. Eu cred că Ovidiu Sabău, dincolo că a fost un mare fotbalist, eu cred că este și un bun antrenor, iar pentru Superliga este chiar o pierdere dacă și probabil e sigur că nu va mai fi la U.